Celebrul savant român Henry Quandt a inventat o farfurie zburătoare despre care spunea în anii 60 că va revoluționa industria aeronautică. Cunoscut sub numele de aerodină lenticulară, OZN-ul lui Quandt a fost testat de americani cu rezultate excepționale. De ce nu a devenit realitate? Un mister nelucidat. Avionul cu reacții inventat de Henry Quandt este fără îndoială cel mai cunoscut proiect al savantului român, dar mai importantă decât avionul în sine s-a dovedit a fi descoperirea așa-numitului efect Quandt, un fenomen fizic care a ajuns să stea la baza dezvoltării aeronavelor capabile să decoleze pe verticală și fundamentul fizic pentru realizarea numeroase echipamente industriale și militare. Farfuria zburătoare concepută de Henry Quandt, denumită tehnic de către inginer aerodină lenticulară, este exemplul perfect de proiect care poate fi studiat astăzi de oricine, dar care din păcate zace prăfuit într-un muzeu pe care mulți îl ocolesc, deși este amplasat într-unul dintre cele mai vizitate zone de agrement din capitală. Este vorba de Muzeul Tehnic Dimitrie Leonida, situat în Parcul Carol. În perioada anilor 60, marele savant român Henry Quandt făcea o afirmație cu totul uimitoare. În cursul lui interviu, el declara următoarele: farfuriile zburătoare, ei bine, eu le-am inventat. Eu am rămas totdeauna cu ideea că materia cenușie noastră e de o valoare extraordinară. Marele savant român se referea la aerodina lenticulară, un nou tip de aparat zburător conceput și realizat de Henry Quandt. Aerodina lenticulară, denumită uzual farfurie zburătoare. Mulți specialiști spun că aerodinele reprezintă viitorul aviației. Ele au o formă semilenticulară, pot decola și ateriza pe verticală și zboară cu viteze supersonice. Conceptul a luat naștere ca urmare a dorinței inginerului de a realiza un aparat de zbor sigur și ieftin, fără piese care să se poată desprinde. El și-a imaginat un sistem de propulsie bazat pe efectul Quandt, fenomen fizic întâlnit pentru prima dată în 1910, când lucra la realizarea primului avion cu reacție din istorie, Quandt 1910. Dar cum a ajuns Quandt la ideea farfuriei zburătoare? Iată ce scria el despre aceasta în iarna anului 1965 în revista franceză Icar. Din moment ce noi nu am găsit încă mijlocul de a realiza antigravitația pentru a ne menține în aer, trebuia să caut soluția problemei în mișcarea relativă care are loc între mediul ambient, adică aerul, și corpuri, cum s-ar spune, a face invers față de ceea ce facem noi astăzi. Quandt a imaginat și testat diferite posibilități de a realiza acest lucru, de la variante hibride în sensul folosirii unui minim de piese aflate în mișcare care să încărneze debite de aer, ulterior amplificate prin sisteme de ejectoare Quandt, până la variante în care nu mai intervenea niciun fel de piesă mecanică în mișcare, acestea făcând posibilă realizarea mai târziu a unor farfurii zburătoare total deosebite. În 1932, primul prototip de aerodină lenticulară a zburat experimental la Paris. Aparatul cuplat la rețeaua de gaze s-a ridicat până în tavanul încăperii și a stat acolo până s-a întrerupt alimentarea. Din 1932 și până în 1956 au mai avut loc experimente, însă din cauza dezinteresului finanțatorilor, acestea nu au putut evolua pe măsura așteptărilor. În 1956 ajungea la versiuni mult mai evoluate de aparat de zbor lenticulican James T. Curry, vizitând sala Henry Quandt, a declarat neoficial că în 1965 a văzut o farfurie zburătoare în hangarul unei baze militare americane din deșertul Nevada, despre care i s-a spus că a fost construită de Quandt. Deoarece proiectul numit Aurora era top secret, aceasta este singura mărturie a existenței OZN-ului conceput de Henry Quandt. Ultimul proiect de aerodină făcut public de către Henry Quandt datează din 1970, a fost executat tot în colaborare cu Statele Unite și este constituit de fapt dintr-un sistem de 4 farfurii zburătoare care susțin un fuselaj. Forțele pe care le generează farfuriile se întâlnesc într-un punct situat la peste 10 metri deasupra corpului aeronavei, asigurându-se astfel și stabilitatea. Deși a durat câțiva ani, rezultatul a fost deosebit de interesant și există informații extrase din articolele și interviurile care i s-au luat în acea perioadă că, dincolo de proiectele făcute în colaborare cu americanii, capacitatea sa creatoare se focaliza în găsirea unor soluții noi și total deosebite de aparate de zbor, astfel încât nu mai poate fi vorba de o singură aerodină lenticulară nici ca realizare, nici ca și concept.
Henry Coandă a participat la dezvoltarea acestei tehnologii și mai târziu interviurile cu el și mărturiile despre el ne arată chiar preocupări ce țin de natura diminuării greutății unor corpuri aflate în mișcare de rotație. Au fost măsurate diminuări de 15 până la 18% ale greutăților unor discuri prin rotația lor cu viteze fantastic de mari. Marele inventator și savant Henry Coandă și-a petrecut ultimii ani din viață în țară, iar Ceaușescu, se spune, i-a dat mână liberă și bani să construiască orice proiect își dorea. Decesul său, survenit la 25 noiembrie 1972, a pus capăt concretizării acestor idei. Astăzi, în România, conceptele lui Henry Coandă și tot ce ține de aeronautică sunt studiate de către un grup de ingineri și cercetători care au format Asociația ARCA, Asociația Română pentru Cosmonautică și Aeronautică. Din păcate, mare parte dintre proiectele lui au rămas doar pe hârtie. Printre acestea se află și celebrul tren electric, care ar fi dus pasagerii de la București la Constanța numai 15 minute. Nu trebuie să admirăm o mașină, un automobil sau un aeroplan sau așa ceva. Adevărul adevărat, să admirăm creierul care a fost capabil să-l creeze, să-l facă. E, acest creier, e ce numim noi materia cenușie, este în mare cantitate în țară și lipsește în țările celelalte. Și atunci mă întreb dacă n-am putea să considerăm această materie cenușie, adică gândirea românească, așa fel încât ceilalți să vie să ne ajute în mod financiar, cumpărând ideile noastre, iar nu noi să plătim la alții transformările ideilor românești.